O grupare infracțională organizată care se ocupa cu traficul de droguri trimitea cannabis și etnobotanice consumatorilor din Arad prin firme de curierat. Rețeaua infracțională, care era formată din 3 persoane, a activat în perioada octombrie 2015-februarie 2016. Cei 3 comandau cannabisul și etnobotanicele de pe site-uri de internet, în special din Marea Britanie. Gruparea a fost destructurată miercuri dimineața 10 februarie, în urma mai multor percheziții domiciliare efectuate de procurori Dicot pe raza județelor Gorj, Mehedinți și Hunedoara. S-a reținut că unul dintre membrii grupului distribuia prin intermediul firmelor de curierat droguri și substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. Mai mult, în urma perchezițiilor domiciliare a fost găsită și ridicată cantitatea de aproximativ 400 de grame de masă vegetală, 2 arme de foc deținute fără drept, un laptop, 9 telefoane mobile și mai multe dispozitive de mărunțit și cântărit. La sediul Dicot Gorj au fost aduse 9 persoane în vederea audierii, scrie aradon.ro.